argumentele mele când atunci vin deprimările și descurajările și atunci datorită bătăilor, datorită stresului, el lucrează prin niște slujitori ai lui, îngerii. Da. Le spune, tu du-te și fă cu tare. Odată nu era să-i zică partenerul unul altul iubi și totuși se iubeau din toată inima lor. Undeva s-a lăsat tot dormit, el se lasă pe la o anumită limită, știi cum este? Deci ai văzut orice lucru, se lasă până când iese să schiezi după. Bă, ce pot să zic eu în privința alimentației? Eu vă spun, mai mănânc și prăjit. Dacă se întâmplă, spun, să veniți, să luați în administrație. Păi unde să pleci, măi, Claudiu? Unde să te duci? Găsești ceva tău? Eu am planurile mele, deci nu... Nu, ia să spală. Să spală singura și să curăță, și dă cu limba pe fia. Dar cât e puiuț? Păi cred că nu are, cred că sub un an de zile, cred că are, da. E blândă, e blândă. Poți să pui mâna pe ea, vine înăuntru, să culcă aici pe ăsta. Pisica, e acum. E pus nume? Nu pe numele, eu așa se le-aia, pis, vine-o încoace pisica. Eu așa undeva e... Ce e? E fetiță sau băiță? Bă, da, e pisica. E pisicuță. Da, e pisicuță, da. Dar nu cred că are, cred că sub un an de zile are, mi-o dat-o. Da, e micuță, că el oricum cât mai mare. Și se vede după blăniță că e puiuț. Păi da, undeva mi-a dat seama că e mai mare. Păi da, și cum este? Deci vreau ca să iau una mai mărișoară, știi, adică undeva să că dacă e micuță, atunci pe aici vezi să învață mai greu fiind mică, dar și dacă e mare... Dimpotrivă. Dacă e micuță și stă și se învață cu tine, nu mai pleacă de aici. Dacă e mai mare și învățată prin alte locuri, s-ar putea să mai și dispară. Dar așa se învață tot timpul cu tine. Tu educi, te vede ca pe un părinte. Bă, să știi că am educat-o. Deci chiar am educat-o și a fost să pișe aici așa, lângă scară. Bă, păi nu i-a dat, uite, Jordeu acolo. Început să pișe aici, după aia am povestit cu ei acolo. Iar i-am dat-o și oată. Miții, te poți să-i pui Miții. Și după aia o plecat pe aici, am băgat-o pe aici așa, și am dat piculeașa după aia. Sau fii atent, poți să pui Blechi, că e neagră, de la negru. Blechi, ia uite-le, ce face? Păi acum nu știu, sper să nu să vieță să... Da, mai trage acolo, se poate să facă și treaba asta, dar nu cred că mai face așa, că acum s-a învățat, am mai luat eu pe cea, știi, am mai luat-o pe aici la vale, deci când plec pe cea și o chem după mine și vine până acolo, în colțul ăla acolo... Și se întoarce. Da, după aia vine după mine încoace, vine prin pădure pe aici, se duce pe acolo... Și ce poți să-i faci? Ai niște ață, niște sârmă, nu sârmă, niște... de sfoară. Fă-i un ghem mic. Să vezi ce se joacă, uite și face bucătă. Se aude pe mie cu ghemul ăsta? Da, fă-i un ghem micuț, îl faci tu așa, uite, de exemplu, pe bucătări. Și vă joar foarte multă sfoară. Și după aceea îi lași lung și îi faci așa pe lângă, să vezi ce se joacă, vai de mine. Acum nu prea am eu timp așa ca să mă ocup de, dar oricât undeva vreau să o învăț, adică undeva să plece, să ducă, să plimbe, să urme, doar de ea depinde. Păi dar nu, că până la urmă stai puțin, deci luni-o la vale, luni-o acolo, până la urmă seara, deci când îi dau drumul azi noapte, am țăt-o că o veni mai târziu, la 9, și a lăsat-o să culce cu mine. A culcat acolo, că m-a sculat eu la 1:30, să pune lângă mine coleac, să vezi cum să culcă și cum întoarce. Da, tu știi că animalele și în general pisicile negre au energie pozitivă și aduc, de exemplu, dacă te doare spatele, se pune la spate, dacă te doare piciorul, uite, nu știu că știi, dar să citești, e un tratament. Eu ce pot să zic acum, din ce am văzut eu, are tendința de a să băga aici între picioarele mele, deci să pune aici între picioarele mele și doarme aici între picioarele mele, sau de multe ori se întâmplă să vină și să pună aici lângă umărul meu. Te doare deci umărul? Acum mă dor umerii, că îți dai asta. Păi nu trebuie să zic, ele caută unde-i durere, acolo se pun. Și să mai culc aici și vine cu alea așa și să pune aici așa și să pune acolo. Mai stă când mai stă. Aveam o pisică acasă care tot la fel, deci la tăticul avea probleme cu prostata. Și cum făcea pisica să ducea de picioarele, da? În picioare. Bă, și plăcea lui tăticul, o să băga de picioare. Calmează și acolo să culca și să se simțea bine atunci că se băga pisica acolo. De ce-ți spun? Au energie, ele au o energie aparte și pozitivă și undeva ele sunt. Ce zic, medicamente sunt oameni pentru om. Și în general animalele, nu numai pisicile. Bă, eu ce pot să zic eu? Acum eu vă spun, eu am luat-o în final ca să o aca compania aceea, că știi cum este, sunt singur. Deci eu vă spun, sunt și eu nevoie, adică undeva suntem oameni, deci suntem oameni și e foarte greu să stai singur. Deci eu spun, pot să spunem oricine care putea să stai singur. Noi oameni, eu n-aș putea să stau. Noi oameni am fost creați, deci am fost creați ca să fim comunicativi, să fim sociabili. Și să... chiar cu animalele, că de-aia ne-a dat Dumnezeu și animale. Da, de exemplu și cu animale. Animalul, de exemplu, îl iei, îl mângâi, vorbești cu el. Deci simți nevoia ca să ai o companie, da? Unima. Și de multe ori... Uite cum să ia. Ia, ceva simte.
Nu că dacă face că o mai făcut așa o dată de o mai făcut așa. Dar uite cum calcă așa, vezi, să gale așa. Nu? A, păi da, e foarte... Dar trebuie să o urmăresc, să mai face câteodată. Acum văd că zilele astea nu mai făcut, dar să mai bâzie pe cea și mă uit și pe aici, prin altul rulotă. Mă, câteodată mi se pare, să uite așa, să uită pe sus. Păi studiază. Aha, studiază. Să uită pe sus. Uite, ea vrea să iei. A, păi ar vrea ca să intre înăuntru, ați fi așa, din cauza asta. Ia să începe ce. A, păi să duce înăuntru, pune pe asta, culcă, dar nu prea la zoa, că zoa e... Na. Ia, hai să vedem. Ia. Nu, să duce și să duce și să pune pat. Dacă vedeți, uite aici să pune. Să pune pe clapă, mă, uite aici. Să pune ori în colțul ăla acolo, ori aici așa. Păi, să pune, să ridică și acolo să pune și să culca. Păi, dar cum să vreau să ce așternuturi curate ai? Le-ai spălat așternuturile tot? Nu le-am spălat, le-am scos afară. Le-ai spus că sunt? Le-am scos aici așa afară, le-am scuturat, da. Le-am pus aceea și pătura și plapuma și astea, dar de spălat, ce pot să zic eu? Și că ai spălat niște haine zilele astea. Da, am spălat niște, na, am avut niște șalopete, niște... Ce curat din astea de lejerie de cur, dar astea numai că nu o fi ca să, na, să pun un pic căldura cumva, să le bag în vighean și să le pun în ăsta, în soade, să le bag în dero din ăsta și le pun acolo la mână. Dar arăți bine. De când nu te-am văzut. Uite. Acolo așa la... Hai pe sub. Pisica. Păi nu, că tot așa face, să duce bâze, umblă, să duce pe aici, bâze. Să duce încolo, bâze, tot așa umblă în continuu. Ia uitați acolo. Doamne. Și de cât timp ai? Păi cam de vreo săptămână de zile. De săptămână? Da, exact săptămâna trecută, sâmbătă am luat-o. Sâmbătă seara, dar ați vedea când am luat-o, a venit cu mașină, eu a fost rău pe mașină, o vomitat. I-a fost rău? Da, o vomitat pe șalopeta mea, că de aia trebuie să spăl șalopetele, să spăl astea, hainele. Și după aceea au început să-l râcă pe ăla, pe șofer, să tăbăre pe el, l-a luat un pic pe cealaltă. Vezi, nu a fost învățată cu mașina. Păi nu a fost învățată cu mașina, acolo, deci îi face rău. Și după aceea, când am venit aici și am băgat-o, s-o băgat-o în fundul sub patului. Știi ce? Că i-a căutat să se protejeze, că nu, vezi, nu cunoștea mediul. Dar se învață acum, vezi? A, nu, acum n-am treabă. Și ce ai și bobiță pentru ea? Păi ce se întâmplă? Eu n-am încercat ca să o văz cu boabe din asta. Deci am lapte, îi dau lapte aici, uite cum are acolo așa lapte. Mm-hmm. Mai bine iau câte o bucată de cârnați, îi dau așa bucățele micuțe de cârnați, dacă este, îi dau bucată de asta de pâine muiată, iar îi moi mâncare, îi dau câte o bucățică mică de patiu. Deci mâncare din asta, da. Ficat. Da, am din asta am încercat să iau. Iau, îi dau câte o am salam, îi dau câte o bucățică de aici. Îi dau te când și când de bătă, când mai venit noi n-am știut să contează și bobițele, ca o fel și fel de vitamine pentru ea. Da, eu ce pot să zic eu, dacă am trăit mai natural și am trăit acasă la mine, eu vă spun cum făceau ai mei, deci da, ai mei, da, da. Ai mei acasă niciodată nu se știa de bobiță atunci sau de mâncare pentru câini. Atunci ai mei le muia acolo așa, le muia în ciorbă, în friptură, în ulei, în untură, în ce aș pune acolo și le dădeam din ăstea de... Lau, și ce trebuie să facem noi când mai crește puțin? Să vorbim cu un veterinar, să o sterilizăm și să-i facem de parazitări tot ce ține de ea. Să ajutăm cu asta. Adică să nu fete sau... Da, să nu se mulțească. Bă, ce pot să zic eu acum? Că mie că-ți pleacă de aceea, știi? Undeva n-aș opri-o nici la treaba asta, pentru că ce se întâmplă? Ea, când are nevoie de așa, ceea să duce, umblă și după aceea se întoarce iar înapoi. Am înțeles. Și deci eu nu vreau ca să fac așa ceva. Să-i facem vaccinurile. Pentru că ce se întâmplă? Fiind animale create și ele ca și noi oamenii, sunt și ele nevoie de așa ceva. De ce să-i stric eu asta și să... Eu prefer ca să o las așa naturală, da. Cum e creată. Dar stă bine cu barbă, să știi. Pe bune, chiar stă bine. Păi probabil că arăt așa mai... Nu, chiar stă foarte bine. Mă, cum s-ar spune. Nu, dar chiar stă foarte bine, uite-te la el. Pe bune. Mie mi-a spus musca, zice că am barba neagră. Zice că mulți oameni zice, băi, la urmă, ce barbă neagră ai. Chiar stă bine. Păi da, uite, vezi că nici nu ai albit, nu e, zici că albești sau... Păi, mamă... N-ai în genă, cred că... Mai eu ce pot să zic eu, deci la 50 de ani cât am acum, mulțumesc, la fel fac anul ăsta mai 50 de ani, deci îți dai seama, băia la 35 de ani deja avea barbă albă, da, deci simt. avea mulți perii și s-a uitat, zice, cum bă, Laurențiu, eu la 35 de ani făceam, am... Ia uite-l, 40 de ani și el tu-i negru în cap, vezi?
A, păi, a, deci înseamnă că, înseamnă că la 40, dacă e negru, înseamnă că totuși înseamnă că o să, deci îmbătrânește cu părul așa? Deci nu e albește. N-are gena ca să-i albească. Deci înseamnă mi-l albește Georgiana din când în când. Păi, da, eu cu carioca. Sau te păi că la mine fi vopsit. Nu. Și dacă ar fi să vrea așa ceva, nu l-aș lăsa. De ce? Lasă, să comentat Dumnezeu, așa este frumos. Păi eu mai știu și bărbați care să mai vopsesc, da, să vopsesc. Deci eu știu bărbați care să nu se vopsesc. Hai, înțeleg, o femeie se aranjează, că așa e, trebuie, e femeie. Dar un bărbat, lasă un cul de treabă. Epilați, nu vezi? Merg la... Da, să fac, păi da, să fac pe aici așa, să își fac aici mustață, să fac pe aici așa, să aranjează. Eu la mine nu. Deci eu, de exemplu, dacă am fost așa, deci eu vă spun, am avut multă perioadă timp, am avut 6 luni de zile de am fost nebărbierit și am fost și... Și barba mare, așa am avut o mare, ce am avut-o până aici. Dar să-ți lași barba, că stă bine. Când mănânci, nu te încurcă. Păi nu mă încurcă. Nu mă curcă, că, na, acum, bani ura, ca și o gura, cum să spune, deci barba se aduce în jos, mustața o mai dau așa, o mai pun așa și eu caz gura. Numai cumva dacă, cum făceau dacii, că ei renumiză ca barbari, deci că erau tipul de la barbă, barbar vine la tine de barbă, da? De la barbă, deci barbar înseamnă că omul are barbă, asta înseamnă barbar. Și acum ei, dacii, că noi suntem urmașii lor, deci fiind barbari, acum, normal că ei când beau băutură, le mai curgea pe goaia, se ducea pe aici așa. Uite, n-aș putea să vezi mâncă ciorbă și se curgă pe cea ploaie și găsești. Lau, chiar mi-era dor de tine, pe bune. Chiar mi-era dor de tine, trebuie a fost păi, de eu, ce pot să zic eu acum? Eu n-am mai fost pe aici așa. Adică, am fost plecat. Cred că... Păi stai puțin, știi de când ai mai fost, de când atunci, pe 4 ianuarie, când mi-ai luat mie bagajul atunci, ai dus atunci la... Și apoi Georgiana nu mi-a vorbit, Georgiana din înainte de sărbători, parcă, când mi-a adus iară, când mi-ați adus astea. Păi da, Lau, dar vezi că am avut și eu, aia de mine, păi tu acum mă știi. Acum, dar vorbim așa de când... Dar te-am sunat? Acum da, de să n-am... Cât acum și cum este, deci eu spun treaba asta așa ca fapt divers, dar în final Ninu, adică undeva nu am pretenția ca să veniți atât de des aici, pentru că aveți munca voastră, aveți reportajul voastră, aveți familia. Da. A, măi, ia că mai veni și voi din când pe aici, na, să mai stăm de vorbă, să mă vedeți, să nu cumva să ne uităm. Lasă-mi și vreau să mergem pe munți, să ne duci să ne plimbe. Mi-a promis să ne duce să ne plimbe pe munți. Da, atunci iau și pisica cu mine. De exemplu, dacă plec și la vale și pe munte, eu nu iau cu mine asta, am luat-o ca să stea cea undeva, să fie învățat aici așa. Și să învăț, să stea cu mine. Și noaptea o scot afară. Iar, de exemplu, nu vreau ca să o învăț ca să se învețe aici noaptea. De exemplu, o las. Dar când e frig, poți să iei. Bă, că și când e frig, eu, deci eu vă spun chiar și când e frig, eu dacă, undeva, cu din creșterea mea, deci eu știu de când eram copil, mămica ce făcea, le băga sara, de la 4, de la 5, o băga înăuntru, iarna și erau genuri puternici, așa, nu ca acum. Deci și o băga în cameră până la 9, la 10, când ne culcam noi. La 9, 10 o scotea afară. Deci putea să fie gerul de minus 30 de grade. Deci o băga, o lăsa, dormea, i-a dus acolo, noaptea ea se ducea afară și umbla și băzea. Ei, dimineața când ne sculam noi la 5 jumate, 6, când ne deșteptam și mergeam pe afară, ei, atunci o băga înăuntru și o lăsa până la... Și ce periculos aici cu ea noaptea pe afară? Ai că mă gândesc și eu, animalele sălbatice. Bă, ce pot să zic eu? Mă gândesc că ea probabil că mă gândesc că o fi cumva ageră undeva, adică undeva... Nu, e că-i pui. Tu mai ai grijă de ea acum, da? Acum, da, undeva sunt cuții pe ea, adică undeva să poți să o văd cea, da. Am înțeles la ăsta, de la omul ăsta de aici, Lulică, că zice că el i-a omorât 2 pisici. Mai micus ca asta, nu știu. De asta zic, nu trebuie... Da. Și ce se întâmplă? Ciuhurezul sau bufnița, având privirea aia, da. Vine și din zbor, vine și o ciocă din cap. Bufnița? Da. Și căsare în cap, da? Deci de sus o filează din pom, că știi că iau ochii aia. Și cum vine exact pe ea acolo așa și o fie. Da. Dar acum, nu știu, are o altă pisică care am avut eu aici, așa că atunci am luat-o pe asta, că o să învățați asta, colegii îmi durmea aici pe scaun, era ca tigru așa, nu era neagră, era ca tigru. Și să învățați asta aici, mă, când veneam, o vedeam aceea așa, mă, și-mi plăcea de ea, când veneam, îți ținea calea aici și mi-o una. După aia mi-a venit ăsta, Lulica, da, și mi-a... Da, că ți-a luat-o. Da, așa că mi-a luat-o. Bă, și când mi-a venit, mi-a băgat-o în sac. Mi-a luat-o, nu mai venit pe aici așa. Ia uite, bă, mi-a luat pisica. Adică că era lui, deci n-am zis nimica. Da. Și după aia, dacă mă învățat, cum mă zic? Eu stau singur aici așa să n-am și o pisică. Bă, dacă nu m-a rugat, cred că pe aici așa și de unul din Peștișa și de unul din Valea Mare și de... Abia, în final, mi-a dat-o asta, cutiu cu vai mi-a dat-o pe asta. Cutiu cu vai mi-a dat-o pe asta. Abia mi-a dat-o. Bă, dacă nu-mi dă, nu-mi dă. Și după aia, când am fost
sâmbătă trecută, atunci am luat-o când am venit în coace de la ea. Da, de noaptea la... totuși lasă până crește și devine ea mai iageră și mai... Ia, uite că nu știu, îți dispare și... Ca să o bag înăuntru, mm-hmm. Păi, dar nu poți să o bag toată noaptea că să pișe, să, de exemplu, să pișe. Se cere singur afară, să știi. Nu știu, uite, are mama Georgiana, e o pisică, a învățat-o cu un loc special, bine, în apartament și nu face deloc prin casă. Nu face deloc? Deloc nu face. Ce pot să zic eu în privința asta, eu nu pot să-mi dau seama că, vezi, ea fiind pui, nu pot să realizez că erau și pisici, am avut și pisici care nu se cereau și care se căcau și găseai căcatul prin... Deci eu nu pot să... Și ce poți să faci? Ia, uite-te, o lădiță, o ceva, un nisip. Și pune niște nisip și ea merge acolo și se învață. Da, nu, eu vreau ca să o las așa natural. Nu, să o înveți afară, da. Să o învăț afară, da, cum, exact. Bă, vreau să o învăț așa cum știu că se crește natural, cum, și cum are și ăsta, omul ăsta. Chiar și câinii, de exemplu, câinele, iar la fel, îi dau drumul afară să ducă, iar un pâine în culo, dar nu ca să-l văd. Cred că să uită. Uite, vină ce se face ceva. Uite cum stă. Stai să văd aici. Ia uite cum s-a pus acolo. Așa are obiceiul ăsta. Să vedeți cum face, uite așa, uite așa. Stai că nu se vede. Uite, să vezi cum face, să uită pe geam, uite. Să uită pe geam, să uite, se aduce și acolo, se duce și în partea asta aici. Pe bune? Da, uite așa face. Când vine înăuntru și sara, mă pune cu uite și aici, uite. Unde? Uite aici cum se uite, uite cum se uită pe geam. Deci urmărește pe geam, ia când este, stă și se uită pe geam. Da, e frumos să foc. Pleacă de acolo. Fugi pe masă. Fugi pe masă. Nu te rușine. Ia. Mă, iau, când face, da, când face, dar imediat să sâmpi și gata, să pune jos și să jos și gata, ești de seama când... Când da, e bine ce da, uite așa face, să duce, să urcă, urmărește. Ia uite. Ceva vede ea de... Nu, dar urmărește, să duce, urmărește, așa, umblă... Da, e frumoasă, măi. E frumos să foc. Te bucur de ea, Lau. Mulțumesc. Te bucur de ea. Dar, sincer, îți place cu ea aici? Ai pe cineva pe care să, păi ia, pe care să stai? Acum, ce pot să zic eu? Mai mă duc pe cei cu ea, mai vine la mine, uite, vine și acolo, când stau acolo. Uite, și acum a venit acolo lângă mine, stătua acolo lângă mine, s-a pus la spatele meu când citeam. Ea stătea la spatele meu, citeam și ea stătea acolo și stătea la spatele meu și torcea. Da, vine acolo la mine, vine după mine pe aici la vale, vine foarte când mă vede pe cea, când sunt aproape, când plec la vale și vede că o iau în partea asta, atunci gata, atunci se pune aici pe scaun și atunci se uită la mine, dar când stau pe aici, și mai ales Sara, știi, Sara când se atunecă, când mă pe aici la deaș la vale și atunci am o deosebit, atunci vine acum s-o învățat, nu știu, vine până colea în colț, este un ăla de un urmat din ăsta. Unde, acolo în față? Da, la aici, la unde? Ăsta. Aici, chiar aici la capătul ăsta, e curba asta aici de cum se face. A, și acolo se duce, da. Ei, acolo, eu fac traseul ăsta, sara, mă plimb așa, da. Păi îl facem împreună. Culeg mingea așa cum merg eu. Și acolo la vale este un mușuroi din ăsta de pământ. Vă băgeți și eu, n-am văzut așa ceva. Acolo când ajung cu ea, acolo așa stau, acolo așa mă uit și se duce acolo, uite ce face cu gheara, să pune, să pișe, să cagă și după aia vezi cum face. Se întoarce miroasă, după aia se întoarce iar să vadă dacă miroasă, mai trage iară, până că nu mă astupă. Da, a, nu că o am schimbat. A, da, ai schimbat-o? Bravo! Să nu vă mai țin să mai stați aceași. Nu, că ne place să stăm cu tine. Chiar ne place. Uite, are și apă. Uite. Uite, vezi, se descalță când intră frumos. Da. Aici, oricât, aici, numai ce să mai au curățenie. Nu, că de asta nu mai... Și pisica iar când este o... Nu ai curățenie aici la o... Felicitări. Deci tu cu curățenia poți să fii un exemplu pentru foarte multă lume, crede-mă. Ce să mai bine, am spus mult că zice că nici o femeie zice că nu de multe ori nu e așa, adică nu poate ca să lupte să țină o curățenie din asta. Ia atentă, Georgiana, ia intră cum miroase, frumos. Da. Păi eu când mă scol dimineața să știe că e ger, că e cald, eu aerisesc aici un sfert de oră, jumătate de oră. Da, deci eu continuu aerisesc până când sunt eu. Miros că și când simt eu prospețimea, atunci abia închid ușa. Dacă eu nu simt că nu-i prospețime, eu atunci am închid ușa. Și deci eu am și mirosul ăsta. Deschid geamurile și scuturi tu de pe pat, aranjez. Ce pot să zic eu astea, că de-aia vă spuneam la asta, la telefon. Deci astea eu am avut bună creștere. Deci mama mea așa făcea. Corect. Când se scula dimineața, ea deschidea ușa și ieșea cu așternutul. Uite, pe Costi ar trebui să-l aducem la Laurențiu să-l învețe cum e cu curățenia. Pe bune?
Uite. Ce pot să zic eu acum? Depinde un cineva care o crescut într-un mediu din ăsta mai... Care n-a avut... Cine să-l învețe? E greu, adică undeva trebuie să aibă o perioadă de timp să poată să acomodeze, adică undeva trebuie să stea undeva într-o împrejurare și să-i spui, uite, dimineața că te scurul te faci așa. Da, un și program. Deci aibă un program stabilit din ăsta ca să poată, că el, vezi, el nu învăța așa, el dimineața când se scoală, aruncă bulendele în fundul patului și pleacă repede. Eu, de exemplu, nu fac așa, mă scol cu o jumătate de oră, deci când plec la muncă, gândiți-vă, mă scol la 6, la 5 jumătate, mă scol cu o jumătate de oră până nu fac patul, până nu mi-aranjez aici, până nu dau drumul la ușă, eu nu plec. Deci eu mă scol întotdeauna și de mă scol și la două noaptea. Deci la două noaptea dacă mă scol. Deci eu mă scol se și vede, fac ăsta și după aia plec. Pentru că așa știu, am învățat la ei mei acasă. Da. Am o educație foarte, foarte corect. Bună. Deci părinții mei au fost răi. Deci eu vă spun, au dar fost foarte răi. Dar privirea educației... Educație, dar, nu știu cum să spun eu, de multe ori dacă sunt răi, nu știu, parcă câteodată mai zic și așa ceva. Ar fi bine mult să mai fie mai toleranță. Cu toate că poate este un pic mai multă mizerie, trebuie dar să fie o balanță. Deci undeva nici să fii prea fixist, nici să fii prea, cum să spun eu, prea fixist și prea dur cu copiii, pentru că uite ce se întâmplă, îți distruge viitorul. Mi-a distrus sănătatea. Eu puterea corpului nu mă pot baza pe ea. Deci am momente, am avut acum 2-3 zile. Știu că mi-ai povestit. Am fost, știi cum era? Deci îmi venea să turbez de primări și de descurajări, de nu avea poftă de nimic. Când mai ai momente de genul ăsta? Sună-ne când ai momente de genul ăsta. Deci am momentele mele când atunci vin de primările și descurajările și atunci datorită bătăilor, datorită stresului și datorită faptului că am pe sistem nervos. Deci sistemul meu nervos e căzut la pământ. Da. Și eu din cauza asta de multe ori evit pentru te că... Te rogi, când ai momentele atâta Dumnezeu că te întărește. Nici asta nu mai poți face. Nici asta nu mai poți face. Pentru că eu vă spun. De multe ori, acum vă spun în felul în care, poate nu știu că puteți să înțelegeți, spune așa că zice Dumnezeu, de multe ori nu poate ca să privească spre noi datorită faptului că undeva nu suntem ascultători, deci nu suntem supuși și zice că atunci nu mai pot să mai... Că, și ce se întâmplă? Eu stau pe genunchi înaintea lui, dar decât să mi se usuce genunchi degeaba și el să uite în altă parte și mă aminte la mine, deci eu vă spun, nu fac așa ceva. Pot să fie și împărat și cine o fi Dumnezeu, deci am un principiu al meu, adică dacă mă plec înaintea lui și știu că mă ascultă, Sunt doar încercări. Știi ce? Dumnezeu încearcă tocmai ca să ne apropiem mai mult de El. Dumnezeu te încearcă. Nu știu. Pentru că așa apare eu. Nu observi că oamenii se roagă doar când au nevoie și când cad într-o prăpastie, atunci ți-aș aminte de Dumnezeu și când ți-e bine lui-ți? Atunci de Dumnezeu, de ce ar face cu noi la fel? Păi bun, tu dacă mă uiți când ți-e bine și îți aștept de doar de mine, doar când ți-e rău, păi eu, de ce să mai duc tot timpul de tine? Atunci te încerc. Îți mai dau un bubârna peste cap ca să aștept de că până la urmă tot la mine ajungi. Bă, Georgiana, știi cum este, e foarte greu ca să poți să înțelegi. Nu, noi uităm. E foarte greu ca să înțelegi lucrurile astea, pentru că undeva spune așa, că zicea, Dumnezeu ne-a ales pe noi și ne iubește. Tu crezi că El nu ne cunoaște pe fiecare în parte? Ne știe toate mișcările. Și crezi tu că dacă El nu vede ceva bun în inima mea, ce? Bă, păi cu tine așa și n-am ce face, tu șați tot nu ești bun. Și suntem foarte răi, tot nu ne lasă. Nu, ne și lasă. Creația deci, lui. Nu, asta e o concepție proastă în ziua de azi. Deci oamenii, toți consideră că Dumnezeu e bun, iubire, dragoste și bunătate. Nu, deci eu vă spun, asta e o mare amăgire a oamenilor din ziua de azi. Pentru că Dumnezeu are și spiritual altul, adică undeva e și bun, e și drept, e și iubitor, dar până la o limită, dacă tu și azi, și mâine, și păi mâine, și dincolo, dacă tot stârui așa, dacă pe calea tău, atunci el își amărat pe tine. Exact. Și atunci cine vine? Vine puterea răului. Și știți cine e puterea răului? Exact. Este un înger. Un înger care îi zice satana și el face ce vrea cu tine atunci, că nu poate, nu te omoară. Da, dar ești de acord cu mine că până la urmă tot decizia omului este de care baricadă vrea să fie? Nu. Tot noi suntem de vină, pentru că nu știm să alegem. Nu. Decizia aparține tot lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe de multe ori dinainte când noi, adică undeva știi cum se întâmplă, ne cunoaște mai dinainte, știe, bă, ăsta când se naște, o să facă chestia asta. Sau, de exemplu, crezi tu că dacă ăla la 50 de ani se întoarce la Dumnezeu vreodată și aduce aminte de el, dacă Dumnezeu n-ar fi știut că el la 50 de ani se va întoarce, crezi că nu putea să-l lasă mâna diavolului? Ce bă, tu și așa ești al diavolului, tu, că sunt oameni care fac rău, care fac crime, care fac violuri, care fac... Și totuși, în urmă, se întorc și în urmă le pare rău. Și ce zici, dacă Dumnezeu n-ar cunoaște și n-ar ști lucrurile astea, crezi că nu ar putea să zică, bă, tu și așa ești, păi, eu ia-tu-te... Păi, dar la pocăința, vezi,
Da, dar știe. Faptul că regreți ce ai făcut în trecut este tot o formă de apropiere de Dumnezeu. Adică, bun, regret ce am făcut în trecut, e cumva mă apropie de Dumnezeu. Atunci există și iertarea. Da, există, dar mă refer la faptul ăsta că adică Dumnezeu undeva Dumnezeu în atoștința lui și în înțelepciunea lui, el ne vede pe fiecare în parte. De exemplu, el știe. Păi știe că de când am născut, deci, știe viața. El știe, eu la 20 de ani mă voi pocăi, mă întorc la el. Altul la 80 de ani, altul la 60 de ani, altul la 40 de ani. Și el ne știe pe fiecare, că ne ține pe fiecare în parte în viață și nu e așa. Deci gândește că el ne trece prin niște împrejurări în care să ne dă cu capul sub noi. Te duce și pe acolo, îți mai dă cu capul acolo. Ia vină încoace, îți mai dai cu capul acolo. Și până la urmă, la o vârstă, dar el știe că prin încercările alea tu te vei întoarce. Deci prin încercările alea pe acolo. Ei, și nu tot acolo ajungem. Că până la urmă Dumnezeu, prin toate încercările astea, tot ne este alături. Păi ne este alături, dar undeva tot el știe dinainte pe unde să te treacă și pe unde să te încearcă. Că dacă ar fi decizia noastră, noi am pierdut. Normal că fiecare om are un scop pe pământul ăsta. Am pierdut. Și de la fiecare om, uite, tu pe mine mă înveți o lecție, eu pe tine învăț o lecție. Luis, pe amul de nevastă, de la fiecare avem ce învăța. Noi de la tine am învățat o lecție, recunoaștem. Toți suntem buni pentru ceva. Eu ce pot să zic, din punctul meu de vedere, cum am văzut eu treaba asta, că mulți știa și pocăiți mi-au spus treaba asta, că zice că este o predestinare. Există o predestinare. Pentru că noi, deci eu vă spun, noi căzând în păcat, acolo a fost alegerea noastră. Exact asta am zis. Da, și acum, după ce am căzut în păcat, n-a mai fost alegerea noastră. Atunci Dumnezeu a ales și ne-a văzut. Bă, tu vei fi bun, tu vei fi rău, tu vei fi bun, tu vei fi rău. Pentru că dacă El n-ar vedea lucrul ăsta, undeva n-ar ști să lucreze cu noi. Dar în înțelepciunea Lui, care vede spre sfârșitul vremurilor, El ne vede și știe. Ăsta va fi rău, ăsta va fi bun, ăsta exact, va fi rău, ăsta va fi ce? Bun. Știi ce? Pentru că noi, care ne dorim să fim buni, trebuie să avem și un exemplu negativ de așa nu. Tu nu trebuie să fii ca ăla, că de-aia îți scoate Dumnezeu în față. Deci Dumnezeu îți scoate un om rău în față. Și îți spune prin chestia asta, băi, așa nu. Dumnezeu scoate și un om bun în față. Tu trebuie să fii așa, da. Uite, Laurențiu, mă refer la mine personal. Până să te cunosc pe tine, aveam impresia că, nu știu, domne, e grea viața asta, avem o societate foarte rea. Dar de când am cunoscut pe tine, mi-am dat seama că noi care stăm, nu știu, la orașe, la comune și avem acolo tot ce ne trebuie, condiții, nu știm să apreciem ce avem. Pe când tu, un om simplu, stând aici 11 ani, frig, ploaie, ai rezistat. Și tot simplu vrea să trăiască. Da. M-ai înțeles? Deci tu pentru noi ai fost o lecție. Recunoaștem lucrul acesta. Păi și la mine aici așa... Și la mine aici așa undeva ce se întâmplă. Având o înclinație mai multă spre lucrurile ale bune și având o credință puternică, Dumnezeu m-a cunoscut din nașterea mea. Că așa spune, zice, eu te-am cunoscut din pântecele Maicii tale. Exact, dar el știe de când ne creează. Deci el undeva, când mama a rămas însărcinată cu tata și m-a văzut acolo în pânte cu mamei mele, el a văzut cu ce caracter are de a face cu mine. Și toată viața și și-a dat seama ce va putea face cu mine. Și atunci el undeva m-a oprit din toate lucrurile astea. Deci mi-a dat undeva, nu mi-a mai dat libertatea asta ca la oricare să poată să aibă posibilitatea să aibă un lucru sau altul. Deci undeva m-a oprit din toate astea pentru că are un alt scop, are o altă misiune, are altceva mai specific. Uite, pentru mine. Sunt de cazuri, da? Uite, dau un exemplu de copii amărâți, de oameni vai și amari de capul lor, care n-au o viață bună și sunt sărași și sunt... Tu crezi că ei sunt acolo degeaba? Nu, ei sunt puși acolo cu situația respectivă ca noi ceilalți care putem să ajutăm, tocmai ca să devenim mai buni. Da, așa. Dar nu toți văd lucrul ăsta. Și ce spune acolo, deci eu vă spun din ce citesc, eu spune că Dumnezeu la unii le dă și la alții nu le dă pentru ca să-i vadă... Stai puțin, deci ca să poată și ăia în sărăcia lor să fie credincioși și să nu se răscoale împotriva lor care au și nici ăștia care au să nu cumva să privească cu nesâmțire și cu fără inimă la ăla care nu are. Exact, adică undeva, și să ne ajutăm să ne deci undeva inimă. Ăla care are, Dumnezeu vă va da și la un altul sau altul. Bă, ție ți-a dat și pe asta și pe asta. Pe mine nu. Pe mine, prin cum am găduit eu, deci m-a dus la sapă de lemn. Și acum ce zice? Tu care ți-a dat, ce zice? Tu te uiți la omul ăsta. Exact. Te uiți la omul alaltul. Tu știi de ce? Pentru că Dumnezeu se arată în fel și chip în diferite situații.
Nu. El lucrează prin oameni. El ce se întâmplă? El e o ființă ca și noi. Deci să înțelegeți, pentru că mulți oameni cred că Dumnezeu e Duh. Nu. Deci el are înfățișare, are chip. Chipul și asemănarea. Exact. Deci el spune așa, că are un tron, are o scaun de domnie, are chipul, are ochi, are fața, are nas, are tot. Uite, îmi pare rău că... Dar el lucrează prin niște slujitori ai lui, îngerii. Da. Le spune, tu, du-te și fac tare, tu, du-te și fac tare, tu, du-te și fac tare. Dacă ai vreodată ocazia să mai mergi la muncă, undeva, într-o casă, și își permite să-ți pună un film, eu îți recomand un film. Dacă ai tu șansa să te duci, uite, lucrezi la cineva și are internet, spune atâta, să-ți bage un film de pe internet, stai, cum se numește, Heaven is Real, Raiul este adevărat. Atât. Ți-l scriu pe foaie, să-ți caute filmul ăla și uite-te că o oră și ceva, nu știu, până în două ore durează și îți vei schimba total, oarecum, percepția și să vezi, e film inspirat din fapte reale. E la sfârșitul filmului, o să vezi că apar și oamenii care au trăit experiența povestită în film. Că filmul ăsta e inspirat pe fapte reale. Ei, eu am plâns, mi s-a făcut, am trăit toate zi, experiența filmului. Am plâns, mi s-a făcut piele de căină, dar am și râs, m-am bucurat. Este vorba de o familie, el e preot, soția e tot așa cu el. O să-ți placă filmul. Dar dacă ai ocazia și mergi și rămâi o noapte undeva, să-ți bagi acest film. Nu, eu ce pot să vă zic eu? Eu citim cărțile, estea undeva și, na, fel și fel de istorii în estea. Eu undeva, acum mi-am cam format o imagine, mi-a format, adică în puterea, okay, în puterea imaginației mele, mi-am format anumite lucruri și undeva, stați puțin. Deci nu mai sunt filmele, cu personaje simple și acum le întortochează, bagă un robot, bagă, le fac pe calculatoare. Nu, mai sunt. Ce spun eu acum, este vorba de o familie, el e preot, ea tot așa în cadrul bisericii, cântă pe acolo. Da, probabil că acest e diacon. Și au, nu mai știu, doi copii, ceva de gen, doi copii din Greștiu. Este o familie simplă. Trăiește simplu, într-o casă, cu animăluțe, cu nu știu. Păi da, pe așa. Deci despre asta este filmul. Nu zic mai multe, dar dacă ai ocazia să te uiți, dacă nu, uite, odată venim noi la vară când e cald, vin cu laptopul și o oră și ceva ne uităm împreună la film. Da, eu ce pot să zic eu din punctul meu de vedere, am încercat undeva să undeva să nu am prea mult de a face cu cum să spun eu, cu societatea asta modernă, cu toate lucrurile care iasă acum, că undeva spune acolo că toate astea care sunt acum, care iasă acum mult în societatea asta, ce că au tendința de a-ți acapara mintea și de a te acapara în sus pe tine. Și deci undeva noi cu cât trăim mai natural, cu cât trăim mai simplu, cu atâta undeva rămânem în simplitatea aia. Să te contrazic puțin. Dumnezeu ne-a dat minte și noi nu ne folosim creierul, nici măcar, cred că 10 e mult din capacitatea lui. Dar ne-a dat voie să evoluăm. Ne-a dat acces la informație, ne-a dat acces... Ei, dacă și să le faci cu cap și dacă nu faci eu exces din toate nebunile astea, atunci poți să trăiești frumos. Mă refer simplu, dar prezent, în prezent. Nu pentru poți. Că... Ba poți! Ba poți dacă... Georgiana, nu poți, lasă-mă în pace, că nu poți. Uite-te, și eu, uite, am telefon, da? Vrei să spun că nu eu până ajung acasă... Nu mai spune că nu poți, eu să sunt conștient de treaba asta. Fiecare, Georgiana, fiecare are punctul de vedere. Dați să zic că lui, eu când ajung acasă, pe telefon nu mai stau atât de mult, pentru că am casă, da? Am animale, mă ocup de animale, el știe, ies în curte, dau mâncare la cățeni, nu știu ce. E făcut de mâncare, de curățenie, nu mai stau pe el, trăiesc și la fel de simplu. Dar asta nu înseamnă că atunci când mă duc la serviciu, nu am acces la internet, la tot ce trebuie, pentru că asta nu pot, nu am venit. Înțelegi? Trebuie cumva să fiu în prezent, deocamdată voi care v-ați folosit de lucrurile ăștia moderne, de tot ce acum în lumea asta, că e laptop, că e tabletă, că e cutare, că e calculator, că e televizor, deci undeva puteți să vă folosiți de toate astea, dar eu vă spun, astea o să fie mult spre rău multora, pentru că spune așa, eu am citit, eu vă spun din ce spune, datorită faptului că s-a amulțit toate astea, motoare, ATV-uri, mașini din astea, fel și fel de mașini luxoase,
este acaparează inima omului, are tendința de a acapara inima și credeți-mă că ajungem să uităm, să uităm lucrurile simple și să uităm pe Dumnezeu, pentru că undeva avem mașina, aoleu, ce mașină, după aia mai vine o afacere cu tare, am banii ăștia, astea, că n-am și o motoretă cu tare. Și încet, încet, deci eu vă spun, are tendința de a... și uităm de lucrurile simple. De ce suntem pe pământ? Uităm toate lucrurile ăștia și uităm și uiți și de mine, uiți și de ăla amărit, uiți și de altul, pentru că încep să te vezi undeva sus și aoleu, mă fac de rușine cu ăsta aici așa. Deci eu vă spun, am pățit așa ceva, când oamenii s-au ferit de mine, căci că, aoleu, și au plecat de lângă mine. Știi, de faptul pentru că știe că stau în situația asta și ei undeva sunt superiori, au undeva posibilități mari, au rude multe și le este rușine cu mine și atunci să feresc ca să stea în prezența mea. Deci vă dați seama unde ajunge omul. Și aia e. Păi eu ce pot să zic eu? Eu ce vă spun eu? Ce se întâmplă? Eu am norocul, cum să spun eu, sau poate zi-tu mai bine. Am norocul, nu? Da, e un noroc. Sau binecuvântare, mai degrabă. Deci, am binecuvântarea asta pentru că n-am ajuns ca să depind de prietenia omului. Deci nu depind de ea, nu depind de nimic, doar atâta știu că există un Dumnezeu care mă apără, mă ocrotește. Că dacă... ești mai individualist, tu ești mai... Ce să spun eu, dacă eu văd că oamenii sunt, au nasurile pe sus, sunt mari ghioloși, sunt mândri, sunt aroganți, deci undeva e greu ca să pot să lucrez cu societatea aceasta. Da. Pentru că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem. Pentru că tu ești construit în felul tău și pentru că ți-ai făcut așa o... ești... Așa e, te-ai format tu. Așa m-am format, așa e bine ca să ne formăm toți. Exact. Da, apropo de asta de oameni, uite că tot vorbim de oameni, am o curiozitate. Anul acesta mergem la votare. Nu, eu vreau să te întreb ceva. Noi ce reprezintăm? Cum suntem pentru tine? Cum ne vezi tu? Până la votare. Cum adică ne consideri prietenii tăi. Păi bine, acum vă consider prietenii mei, așa că ne-am apropiat și da. Undeva, dar ați văzut până la o limită, că ai văzut cum când ai zis Domnul, da. Deci da, asta da, m-a supărat. Știu, deci știu. Să nu mai spuneți Domnul, pentru da. Că înseamnă că dacă nu aveți plăcere să spuneți Laurențule, eu când să spun Luis sau Georgiana, corect. Înseamnă că am plăcere de voi. Corect. Dacă tu spui Domnul, înseamnă că tu nu ai plăcere de mine, înseamnă că tu vrei să undeva eu să... De obicei, eu când spun la cineva Domnul... Pentru mine e vorba de respect și de obicei și când îi spun Domnul la persoanele la care țin. Da, acum eu înțeles că tu da, am înțeles. Deci eu când țin la o persoană, așa îi spun Domnul. Domnul, ce faci? Nu, deci eu normal când țin la o persoană și mai ales când îl stimez sau îl agrez, eu atunci îi spun pe numele lui. Am înțeles. Și nu mai vorbesc și că acum cu cuvintele așa care zic acum că iubi, că cu tare, nu, deci astea lucruri, eu vă spun, deci am văzut și treaba asta. Deci de ce iubi în față și în dos să înșală unul pe altul? Deci gândiți-mă. Deci nu e asta că iubi. Odată nu era, să zică, partenerul unul altul iubi. Și totuși se iubeau din toată inima lor. Se iubeau din toate și se respectau unul pe altul. Acum ce fac? Iubi, te-am pupici. Păi cum te-am pupici? Adică te-am pupici, dar cum? Ca să te duci la alta sau să te duci la aia, picolo, sau te duci la alta și femeia te ce face? Stai acasă și muncește și ce face? Dar care înșală mai mult, femeia sau bărbatul? Cum este? Care înșală mai mult? Care înșală mai mult? Da, dintre ei doi. Și femeia și bărbatul. Femeia se duce unde poate, bărbatul se duce unde poate. Deci femeia cu ai lui, bărbatul cu ale ei, cum s-ar spune. Deci acum asta e societatea, deci eu vă spun. Deci văd societatea cum nimeni nu poate să se înțeleagă treaba asta. Văd tot ce se întâmplă. Bărbatul se duce cu partea lui, cu cine vrea, femeia se duce cu ai lui, cu cine vrea. Și așa se împacă unul pe altul. Doamne feri. Deci asta e societatea de acum. Deci nu mai pun preț, cum punea odată pe bărbatul pe relația asta. Adică undeva să ții la femeia ta, să o ajuți, să o mângâi, să o pupi când vine de undeva, o vezi că e supărată, să o iei de gât, să o mângâi, să o pupi, să o iei în brață, să o întrebi, care e problema, de ce e supărată, ia să vedem cum putem să rezolvăm. Vezi, vedea-te eu în brațe pe tine. Ar fi bine, să faceți treaba asta. Păi de ce nu? Băi, ce să vă zic acum când un bărbat și o femeie... Și la bine și la rău, nu? Că așa trebuie. Bă, așa este, dar acum nu se mai... Uite, spunea un preot ieri. Când eram aici la aparat, chiar atunci am meritat și așa și spunea că de ce acum nu mai merg relațiile de căsătorie cum mergea odată și stau o lună, două, un an și se despart cum mergea odată. De ce părinții rămân alungați de copii? Pentru că e mai ușor să arunci la gunoi ceva decât să repari. Nu, spunea că păcatul. Deci oamenii își găsesc refugiu în păcat. Deci în loc să-și găsească refugiu în Dumnezeu, își găsesc refugiu în păcatul ăla. Își găsesc refugiu în păcat. Și din cauza să spunea preotul, că zicea, de ce bătrânii neajutorați îți lăsați de izbeliște? De ce părinții îți alungați și nu sunt ajutorați? De ce copiii
pleacă și lasă părinții. De ce, frate, să omoară unul pe altul pentru bogății și pentru averi? De ce fac toate treburile așa? Pentru că omul își găsește plăcerea în păcat. În loc, să găsească imediat plăcerea în Dumnezeu, cum era odată, că odată auzeai, au, nu ne mai dă Dumnezeu. Și mergeau oameni la biserică, se rugau împreună mult. Da. Și auzai, eu când eram copil auzam, așa, vai de mine, nu ne mai dă Dumnezeu, poate să am că ne-am răit. Păi acum mai vezi pe cineva făcând așa ceva, deci eu nu mai văd făcând pe cineva așa, își găsește plăcerea în păcat. În ce? Chefuri, muieri, muzică la maxim, mașini străine, ATV-uri, motorete, vin picolea cu motorete, parcă zici că nimeni nu îi se căi. Ei, în așa găsește un plăcerea. Și toate astea aduc la ruină. Auzi, că te întrebase lui, mergi la votări? Mă, ce pot să zic eu cu privința votărilor? Că tu mi-ai spus pe la radio, știrile, ești la documentat. Eu nu pot să spun că votez pe nimeni pe pământul ăsta pentru că oamenii s-au depărtat de lucrurile bune. Și atunci eu spun pe cine votez. Pe Iisus Hristos. Da. Frumos. Deci eu vă spun. Deci asta mi până la moarte. Deci pe Iisus Hristos îl votez și îl voi vota. Pentru că dacă votez un om, gândiți-vă că nimeni nu este drept. Pe cine? Pe Iohannis? Păi să votez oamenii din ăștia? Păi ăștia ce fac? Ăștia toac tot pentru ei și nu se gândește nimic la amăretul ăla, la săracul ăla, la totul ăsta. Totul numai ca să le fie lor bine. Daulești tot numai ca să le fie lor bine. Și atunci cu ce să votez? Și atunci, dacă votez cu Iisus Hristos, atunci știu că El va fi drept întotdeauna. Corect. Chiar dacă vine cineva să facă rău, păi Iisus Hristos pune barieră. Și n-ai cum să te apropii de mine. Deci când Iisus Hristos o pune barieră, poate să fie marele general. Nimeni nu se poate apropia. Toți suntem egali. Uităm că toți suntem egali. Da. Nivel de statut, de bogăție, deja până tot. Când e să murim, la fel murim. Tot acolo ajungem, tot. Așa, dar ce se întâmplă? Oamenii nu mai văd treaba asta, nu văd mai departe ca adică undeva. Ei, bazându-se pe bani, pe influență și pe putere, nu mai văd treaba asta, că o să ajungă să moară și nu o să mai rămână nimic din tot ce au avut ei. Eu de acum, de după sărbătorile astea, eu vă spun, deci nu pot să realizez starea societății care e acum. Și nici nu pot să-mi dau seama unde o fi să ajungă societatea cum merge acum. Nu știu cât. Deci eu vă spun, nu știu cum și când ne-o mai da Dumnezeu hrană și viață. Eu i-am spus și astuia care au venit acum aici. I-am spus, băi, gândește când ne-o mai da Dumnezeu hrană și apă și de toate, pentru că dacă tu ai ajuns ca să vii la mine și să-mi impui mie anumite lucruri, când omul ți spune că, băi, nu poți să fac asta sau nu poți să te ajut cu cutare și tu încerci ca undeva că te crezi mare, nu știu cine și că ai posibilități și ai nu știu și încerci să mă iei pe mine că eu sunt un nimeni aici sau ce crezi? În privința asta. Dar ce crezi? Va mai ține lumea asta sau va fi să păpește sfârșitul lumii? Bă, Georgiana, după eu ți spun după cum văd eu lucrurile. Nu știu dacă anul ăsta nu o să fie ultimul an în care Dumnezeu ne mai poate suporta să mai fim și la anul pe aici așa. Deci credeți-mă din toată inima dacă eu nu mă gândesc la treaba asta, că nu știu dacă anul ăsta nu cumva o fi ultimul timp de har. Nu știu dacă Dumnezeu ne mai poate suporta încă un an de zile să ne mai suporte și la anul în starea în care merge acum societatea, sper eu. Deci eu mă gândesc mult la treaba asta și mă uit și câteodată zic că eu anul ăsta s-ar putea să Dumnezeu să pună capăt la toate și să pună capăt la toate astea. Nu mai poate suporta lumea. Deci omul atât a ajuns să meargă în lucrurile astea rele, încât nu s-a dezgustă de noi. Păi uitați-vă, nu mai ploile astea, nu ne mai dă ploi. Uitați-vă numai acum, că nu mai plouat acum aia cât de loc, să sacă toate izvoarele. Și nu vedeți că înnorează, dă câțiva stropi și după aia gata, se duce și se însănează. Și ați văzut că bate vântul în continuu. În continuu vânt în iarna asta. Și atunci am gândit la treaba asta. Că tot. Și să mai, nu pot să-mi dau seama, deci eu vă spun, câteodată zic așa, Doamne, cât mai pot suporta omenirea asta? Zic, până unde pot să o suport, că în final o să te tragă de pe tine jos, de pe tron. O să te tragă de barbă și o să te cu tine jos de patron, dacă tu îi tot lași, de-o tai mâncarele, tot dai cu tare, de-o tai cu tare, omul se urcă în capul tău în final, că asta e tendința omului, de a se urca în capul tău și nu te mai recunoaște ca conducător, că tu dai mâncare, tu dai viață, tu dai apă, tu dai de toate. Și final atunci unde ajungem? Eu vă spun ce să zic eu acum, după cum am văzut, eu așa gândesc eu, că s-ar putea ca anul ăsta să nu cumva să fie ultimul, să nu cumva să fie ultimul an, să mai fie și la anul, nu pot să zic nimic, dar oricât, mulți ani de zile nu văd, pentru că uitați-vă încă roscoboale care sunt între ruși, între americani, chinezi, da. Și toate puterile astea care sunt ale mari, uitați-vă că cât credeți că o să mai facă treaba asta, tranzacția, că rusul, ați văzut cum este, cât e rău. Când e vorba de rus, ăla trece peste orice scrupule și ăla intră ca nebunul. Deci eu vă spun că nu știu cât dacă o fi să mai fie la anul. Sau de muzică.
Jos. Sunt aici și a spus în... Păi știi ce se întâmplă? Mi se pare că o făcut aici cineva, vrea să facă aici o căbănuță. Aici, da? Da, vreau să da, uite aici. Patul. Hai să mergem până la pat. Vrea să fac o căbănuță aceea și mi se pare că s-ar putea aceea ca să fie... Da. Uite, aici, da, acolo, da, deci, aici muzică. Asta. Vor să facă aceia niște căbănuți acum. Da, vezi, dacă... adică e pe pământul lor? Sau? Da, 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 pe pământul lor. Păi, știți ce se întâmplă? Undeva, dacă m-au văzut pe mine, că eu mi-am pus aici rugota și astea și văd peisajul ăsta și văd aerul ăsta curaj cum am dormit aici, acum undeva sunt și nevoia să mai vină să mai fac aici. Unul și-a făcut aici. Tu vezi că oamenii mai caută și natura. Adică da, toate nebunia asta lor, să zic, mai apropișei de lucrurile simte. Da, toată nebunia asta undeva, mai sunt și oameni care mai au câte, să știi că dacă n-ar mai fi câțiva oameni buni, deci dacă n-ar mai fi câțiva oameni buni, înseamnă că Dumnezeu nu ne-ar mai ține. Da. Dar înseamnă că mai sunt câțiva, unul aici, unul picolo, unul picolo, unul picolo. Pentru oamenii ăștia care sunt pe aici, Dumnezeu ne mai suportă că ne mai suportă, dar că în final... poate schimbă omul bun. Mentalitatea și celuilalt. Păi așa zice că undeva influența ta sau influența mea sau influența ai altul, zice că poate că ajută și pe altul care e mai rău și să poate să poate întoarce, să schimbe și pe ăla un pic. Dar acum, ce pot zic eu, până la urmă spune așa că dacă ar lăsa lucrurile să meargă tot așa, spune că și ai bun s-ar da după ai răi. Că eu vă spun, deci e greu să dai pe unul rău după al bun, mai ușor dai pe al bun după al rău. Deci mai ușor dai pe al bun după al rău. Al rău vine greu după al bun. E foarte greu ca să faci treaba asta. Mai stai ziua la... Mai ce pot să zic eu? Stau... telefonul. Păi l-am mai ținut acel, ținut și acum, mă zic că poate mă sunați și zise că să-l țin acea, să l-am acea și... Dar știi că s-a mai lăsat patul. Da? S-a mai lăsat față de cum era... Nu s-a lăsat pentru că... Zici? Nu s-a lăsat, el rămâne acum tot așa pentru că el s-a lăsat, tot dormit, el se lasă pe la o anumită limită, știi cum este? Deci ai văzut orice lucru, se lasă, până când el se schiește și după aia gata, nu mai se mai duce de acolo. Dar mai e bună ferică asta, nu? Trebuie să... Bă, ce pot să zic eu acum? Eu zic că e bună, eu până acum o schimbam în fiecare an, deci o schimbam în fiecare an, dar în final... Nu mai e cazul acum dacă ai rulat. Ce poți să faci? Mai dormi aici când e cald, la vară o să mai doarmă. Când e cald, păi da, vara niciodată nu poți să dormi acum. Da. Așa, păi da seama vara când reflectă soarele în geamurile alea, păi nu vreau să mă gândesc că doar o să fie acolo așa. Deci eu la vară, ca să poți să țin rulota aia, trebuie să deschid toate geamurile alea pe acolo și turela. Să se facă răcoare înăuntru. Ca să poți să fac răcoare. Exact. Și m-am gândit la treaba asta, dacă cumva mi-n șerpi și viperele că pe aici sunt, știi cum să faci? Să înalți în coadă și intre acolo pe geam. Păi nu. Nu lași geamul deschis. Lași mă cât ești aici. Atunci, m-am gândit la treaba asta, numai turela sus poți să o las. Deci numai turela undeva poți să o las sus acolo ca să nu se bage prin ăsta. Că dacă... Și oricum nu poți să lași nuftul, că dacă tu pleci la muncă și vine o ploaie de vară, cum da, da. Tot nu poți. Așa lași, uite, ușa deschisă și o lași mă când supraveghezi să nu intre careva. E greu că soarele, vezi, undeva o să afecteze și mă gândesc eu și mobila aia când mie soarele puternic și reflectă. Nu afectează, că special concepute. Tu crezi da? Oamenii care umblă cu roata sunt toată lumea ce-ar însemna? Păi, da. Eu m-am gândit la treaba asta, că nu, s-ar putea cumva să... Nu știu, dar oricât, de exemplu, când o fi să fie cald, să fie... Păi dacă și acum, hai zice, ca să nu cumva să iei alea după tine, că știi pe lucrurile sunt pensia. Că mulți mi se bagă, mi se bagă mulți aici și eu fac și trag cu piciorul pe mine și trage fata asta. Și le-am spus, domnule, nu mă băgați așa, că asta o am pentru că... Ca un covor. Ca un covor. Pentru că ne-ați la început, deci l-ați cunoscut. Deci ce cauză? Pentru ca să pot să trag nailonul peste ăsta și să nu se umple nailonul, că mi se umple de țărână și după aia îmi cade toată țărâna aici pe păturile ăștia. Și așa ferica asta. Asta nu-i dă voie, că asta nu se lipește ca să cadă, asta o trag ușor. La vară, dacă vii și eu cu o saltea să dormi aici lângă tine, mă primești? Am făcut să nu. Da? Chiar aș vrea să testez și eu, să văd. Venim, uite, la vară când ești... Iarna n-aș putea să stau aici, da. Sincer. Iarna n-aș putea. Putem să culcăm și aici, uite, ne culcăm aici, unul ne vă... Că aici oricât, am vrea că și două persoane, că zicea cineva ca să vină... Nu, dar să știi că mă tentează să vin și eu cu saltea la vară să dorm aici cu tine o noapte. Păi bine, vara nu mai vorbesc, dar e vorba că chiar și acum, la 10 grade, cum e acum... Acum, sincer, n-aș putea. Tu ești învățat. Păi e rece, da, așa este, pentru că e corpul... Eu aș dârdui ca piftia în castron. Păi bă, eu mă gândesc acum, deci dacă acum la 10 grade sau la cât ajungem și la 13 grade noaptea, și dacă acum vă este frig, păi ce faceți când o fi minus 20, minus 30 de grade? De capul meu. Păi și ce faceți când o fi minus 20 ceva de grade, cum era odată? Eu n-aș rezista, sincer, să stau aici. Tu te-ai învățat, tu vorbești din punct de vedere al omului care a trăit în chestia asta și are o experiență și corpul e călit. Dar eu nu te gândi că stau la 30 de grade. Nu. Păi nu stai la minus 20. Da, asta la plus 20. La plus 20, da, cam așa. 20 un pic, da. Da, 20 un pic. Nu fac acum asta.
ce pot să zic eu vă spun cum stau lucrurile. Omul, normal, câte un pic, câte un pic se adaptează. Deci câte un pic, câte un pic, câte un pic se adaptează. De exemplu, și eu la început, undeva mi-a fost greu, am stat aici vreo câteva timp, după aceea m-am dus aici la vale, la Conaci, aici la vale, după aceea am mai venit în coace, am mai stat aici, până când am început să mă acomodez și eu. Adică undeva nu e așa ușor ca să te acomodezi la situația asta, mai ales ținând cont că eu fusesem bătut, eu deja eram afectat cu puterea și cu energia corpului și cu sănătatea minții. Deci eram afectat. Te-a obișnuit treptat. Na, câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic, corpul s-a obișnuit așa ceva. Da. Deci s-a obișnuit cu... Dar era plouat în orașul ăla. Deci a plouat? Bă, ce pot să zic, a plouat, dar tot așa puțin, că nu vedeți că, uite, de exemplu, acum, nu vedeți că totul e usat. Nu, ce pot să zic, că nu știu cât de frumos așa acolo, tot așa venea picături rare, așa, venea toată, cam toată ziua odată, picături astea rare. Și apoi aseară că m-am culcat eu, dar nu se cunoaște ce zâmbe, oricât e ploaie puțină ca să poți să vorbești de așa ceva. Vă dau seama că trebuie să deploaie o zi întreagă, eu nu vă spun, deci ploua câteodată, câte o zi și o noapte, deci nu vă spun, era apa aici așa jos și pe aici era apă baltă, nu așa, pe aici așa era, zice că, uite, călcai vălchea pe aici așa, deci vă dau seama cum ai uscat totul, deci măcar o noapte, să vezi o noapte, n-a cu ploaie, n-a torențială, nu măcar o noapte, nici măcar 3 ore, nici măcar 3 ore, și apoi ce să faci cu picăturile care le-au dat ieri? Nu știu, oricât acum nu pot să-mi dau seama cât o fi să ne mai îngăduie, că mă gândesc că ăsta este și o pediatră, la el s-ar putea. După cum spun eu, după cum sunt eu lucrurile, că acum eu trăind în natură, că le-am spus la mulți, domnule, zic, eu trăind în natură, am posibilitatea să văd mult mai bine cum merge societatea și cum merg oamenii, pentru că sunt exteriorul ei, deci dumneavoastră v-ați acomodat cu lucrurile ăștia acolo, că mergeți toți în ele, dar eu când stau aici deoparte și văd acolo așa, deci eu imediat văd niște lucruri ciudate acolo așa, pentru că eu stau aici în natură, aici văd cerul, pomii, înfunzitul pomilor acum și când vine primăvara, aud păsările acum când mă scol aici dimineața, când mă scol aici acum, dorm acum, le aud păsările pe aici când te zici că sunt mielele și vrăbile. Deci vă spun. Deci eu vă spun, deci la mine e mult mai ușor ca să pot să văd lucrurile astea. Deci așa de partea asta. Uite, mâncarea de acolo, că e la rece. Mai tot acolo, că vezi acolo e la rece, n-aș putea să. Păi da, acolo e frigiderul, n-am cum să o bag aceea, pentru că vă dați seama ca să folosesc frigiderul ăsta, să-l folosesc la butelie, e foarte greu. Acum m-am gândit ca să pot să-l folosesc la baterie, că mi-a spus oamenii ăștia care zice că pot să-l folosesc, am înțeles, și la baterie. Să folosesc la baterie. Așa poate că la baterie, ca să pot să-l folosesc. Știi cum este? Deci undeva să-i dau drumul ziua și să-l decupez noaptea. Deci undeva să... că el îngheață, știi, face gheață acolo. Și după aia gheața aia o să țină. Mă gândesc că o să țină la... Și numai așa pot să fac, dar ca să pot să țin mâncarea nouă, tot acolo. Și n-am unde, ce să vă spun eu, ca să țin plasele aceea, toate astea. E greu că să le țin așa, de ce să le pun acolo așa? Aici, dacă vreau să țin și eu așa cumva, mai ordonat, mai... Chiar e ordonat. Chiar, acum, na, mănânc aici, că mă culc acolo, că fac mâncare aici, dar și mâncarea când ce o fac. Ce te-ai gătit? Ce pot să zic eu cu gătitul, să știți că nu mă prea ocup. Mi-a spus mie acum când am vorbit ultima dată la telefon că și-a făcut cartofi prăjiți și-a mai făcut nu știu ce mâncare pe aceea. Ce cartofi prăjiți? Nu fac nici cartofi prăjiți. Mi-am opărit niște cartofi. Asta, deci pun cartofi într-o oală de oală asta aici. Da, are oală. Oala asta de aici. Și acum am cartofi în oală asta. Uite asta de aici. Oare oală aici. Deci pregătește el mâncare. Deci oala de aici, așa, în asta pun cartofi, îi fier, îi opăr. După îi curăț, deci când îți scald, atunci îi curăț și îi zdrobșesc. Cum l-ai învățat tu? Cât, și că există de... Îi zdrobșesc cu furculița, pun ulei, sare peste ei și mă cu ceapă. Tai o ceapă sau usturoi și mă arăg așa cu ceapă. Dar uite, poți să călești ceapa. Poți să pui că ai cărticioară. Păi arăgați, nu durează mult. Doar călește un pic ceapa. Tai... Cum vrei tu, ori eu de la Julien așa, adică... Da, păi știu că să tai așa și după aia faci așa cu buleță. Da, ori cu buleță, ori dacă nu așa, feliuțe, subținele, o călești, pui cartofii vierți, tăiați cu buleți acolo și călești, mamă, ce bun ești, Laurențiu, și nu ți-are mult. Așa, privire la asta e prăjeala, mă ta. Da, nu prăjești, călești. Păi și eu, dar tot în ulei, eu mă feresc mult... Păi pui puțin, nu pui mult, dar folosește untură. Că ai zis că mi-ai primit untură. Untura e sănătoasă. Bă, ce pot să zic eu în privința alimentației? Eu vă spun, mai mănânc și prăjit. Că am pus acum două ouă în tigaie prăjite. Da. Și mi-a spus că-s nebune fierte. Eu știu treaba asta, că am citit. Hai, Laurentiu, dacă te iei așa, aia nebune. Nu, stai, nu. Deci eu vă spun, din punct de vedere al alimentației, deci cunosc toată tehnica asta care poate să întărească un organism. Pentru că din cauza asta apar cancerele.
prăjelurile distrug ficatul, în primul rând ficatul distruge prăjala, deci să vă interesați la doctor. Da, să spună da, doctorul. Știu. Deci prăjala e prima boală a ficatului, da, care o atacă. Și atunci, deci omul tot făcând în continuu așa, gândiți-vă că ficatul cede după anumite timp. Da, 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 și de exemplu la mine, cum am eu probleme, pe mine mă atacă și la sistem nervos. Că mai mănânc și acum, de exemplu, am pus o tigaie. Da, da. Dar în marea majoritate... Dar nu prăjii. Știi cum mănânc eu oul? Pun foarte puțin ulei în tigaie. Și pe aceea fac așa cu... Georgiana nu prea le are cu prăjitul. Deci le... Da, eu nici... Când mai mult le călești decât să le prăjească. Foarte puțin, da. Dar eu te fac oul, îl fac așa în tigaie, știi? Îl desfac, nu-l fac cu... Da, da, și... Îl amestec. Și pun și un pic de brânză în el. Mamă! Da, știu cum faci, da, da. Vezi, papa, băi, eu ce să zic eu acum, aș vă pofta asta, de când eram copil, îmi plac o ore friptie, dar să pun ulei acolo, adică să bibe bine ouă cu ulei și să voi. Prusta aia, așa. Și cum spuneam eu la faza asta, când eram copil, muietură sau ceva de genul ăsta, adică da, să dai cu... Da, știi cum este, să-l las mai mult așa ca să rămână gălbenușul ăla, să aibă să moi cu pâinea în gălbenușul ăla. Mie nu-mi place să fie tare. Hai, lasă-mă. Mie place cum îți place ție. Nu, mi-e place să-l las așa. Și se întinge așa cu pâine. Așa, să-l împing cu pâine și să mănânc atunci cu pâine. Atunci îl mănânc. Ei, așa fiert, e mai sănătos, am mai mâncat și o perioadă, dar acum, uite, am mai mâncat și nestea și de multe ori... Dar poți să-l fierbi ouă, dar nu tare, să-l lași mai moale. Și când îl lasă să răcească, după aceea dai frumos. Am făcut răs foame să... Și după aceea mânci așa, e mai moale, știi el. Nu prea plac așa moi, cum de exemplu să le mânc așa moi. Mai bine îmi plac mai tari dacă le mănânc așa fiertie. Deja mai bine să-l mănânc tare, dar mi-e place așa friptie. Deci așa le mănânc. Și apoi acum, așa că a venit problema cu asta, cu gătitul. Păi ce să vă spun eu, cu gătitul, nu vreau să mă gândesc. De exemplu, cartofi din ăștia... Mai fac câte o salată, mai pun o salată de varză, o toc salată de varză mărunt, toc și o ceapă acolo lângă ea, dacă mi-am și pătrânjel, dar nu am, dacă am și pătrânjel și mărar, pun acolo și o fac cu un pic de ulei cu ea și așa mănânc cu pâine. Deci salată de varză crudă. Da, și nimic, când mai mergi în oraș și ție, ia-ți câteva legături de pătrânjel, le speli, le toci și le întinzi pe un șervet, pe un prosop curat, se usucă. Și după aceea îl bagi într-un borcan. Și ai tot timpul atunci pătrunjel. Este și treaba asta ca să poți să fac așa ceva, să le fac așa, dar... Că nu se strică, dacă e uscat, da. Și după aceea mă presar pe... Da, pun pe alea. Dar eu ce pot să zic eu mie, el e bun dacă ai posibilitatea să te duci la târg în piață, că am văzut că mulți să mai duc, au posibilitatea, au mașină, vezi că dai mașină, atunci să te duci, să le iei măcar la 2-3 zile, să iei câte 2-3 legături de pătrunjel sau de măran sau așa, și să faci eu salată din asta, păi ne vorbesc acum primăvara, salată de lăptucă cu salată de spanac. Da, fii atent. Cu pătrânjel, cu mărar, cu... Haideți să faci o salată. Lau, am făcut și poftă de mâncare. Fii atent. Uite-te acum că îți mai dau o idee. Pe aici, pe undeva, nu poți să-ți țapi și să spui tu. Ce? Pătrunjel. Să-mi pun de aici. Pe lângă te-a. Bă, băiete, nu mă pot ocupa de așa ceva pentru că... Nu trebuie să spui mult, tot tufiță. Atât. Păi na, de exemplu, dacă mă apuc acea, mă pun o vatră de pătrânjel, una de mărar, una de usturoi, să iau niște fulgi verde sau... Uite, îți mai dai eu o idee. Eu așa aș face, dacă aș... Dar nu-i pământul meu. Păi stai să te explic. Îl sapi. Îl sapi bine și îți faci eu din lemn, dacă ai, cum să zic, uite cum s-a astea de butuci ăștia. Faci așa ca un... să nu aibă acces nimeni, da? Așa, ca să îngrășesc acolo? Să îngrășesc. Și acolo pui într-un colț pătrunjel, într-un colț leuștean, într-un colț mărar și aia e. Da, gândiți-vă că aici nu-i pământul meu. Și așa că am rulot asta și cortul ăsta. Nu contează că tu nu o să ia nimeni. Nu o să ia nimeni că spui niște pătrunjelii. Știi că noi am vorbit de subiectul ăsta prima dată, am vorbit și la primărie, nu. Uite, mă, cum doarme. Uite cum stă și aveți, mă, la omul. Sufletelul tău. Păi da, să pune aceea, să pune pe asta, pe pernă, după aia să pune acolo, să pune acolo pe ăla, pe plapă, mă, să ducem colțul ăla acolo. Dar vezi ce îngrămădită să așa, e un chibule. Păi da, să bagă și să pune acolo. Soare mic. Ce, aia că, ia că mai... Îmi plac și poveștile, cred că, știi, ne ascultă pe noi ce stau aici, păi ca pașa. Nu, dar cred că îi place ca să doarmă, că tot așa face și când o bagă aceea și să urcă și să pune aceea și să culcă aceea, să culcă pe cipe acolo așa, da, că când o bagă, o lasă culce aceea. Copilul tău, vezi? Păi mai vorbesc cu ea ce voi fac, ia că mai vine pe la mine, mai iau... Dacă e pus și preșulet aici.
asta și ce cauza la poza aceea. Ca să mai pun, să mai pun oalele. Deci când spăl o oală sau când pun ca să pun apă în ea, să o pun așa că dacă o pun aici, să lipește de fundul ei și pământul, dar așa o pun pe asta și atunci o iau curată și când mă bag. Dar și dacă aș pune aici așa, m-aș urca pe acolo și mi s-ar pune toate alea pe aragaz. Am vrut un pic, gândesc un pic așa ca să mă gândim la treaba asta. Gândești mai mult, stai liniștit. Da, mă gândesc că zumbat de pun o treață din asta și astea. Auzi, ziceai că ai ceva pentru familie. Da, ceva. Da. Și pentru familia asta. Păi dacă uite, a venit cineva de la Cornești. A venit niște... Aoleu, ce făcut aici? Vedeți, ce făcut? Vedeți, se face. Ce făcut? Ce v-a spus să... Eu până acum nu am făcut treaba asta. Vedeți, din cauza asta, mi-e greu mie când fac treaba asta. Ce, și făcut nevoile? Da. Strângi după ea acum. Acum trebuie să nu că știu că așa se întâmplă, trebuie să am mare grijă cu ea când iese că e... Da, se mai întâmplă la o, că e pui și așa face. E cum mimică și ea. Trebuie să speli. Păi nu știu că până acum nu a făcut așa ceva, nu pot să dau seama care e motivul. Ce? Adică zic eu, probabil că a simțit prezența noastră, știi, și ea nu învățează cu noi. Se întâmplă, uite, Hera mea, cățelușa, când vede străini, are tendința să se ghemuiască și să facă tot așa. Da. Pișu. N-are nimic ca lasă, că n-are nimic. O mai încerca să mai fac aici așa și eu văzui de atunci că tot văzui că tot dă picolea și tot da. Fac da. Picolea și... N-are nimic, uite, cu se întâmplă la un șervet. Treaba asta. M-a gândit la treaba asta că s-ar putea să fac așa ceva. Da, nu-i nimic, Lau, că se șterge și se curăță și... Uite, asta este pentru... Asta e pentru oamenii ăștia care... Uite, mă, le pui care ciocolată. Duceți. Uite, ia ce le pui aici. Păi, dar nu mă, ciocolată, nu vedeți că eu nu mănânc, că, de exemplu, am aici ciocolată, am paste făinoasă, care nu le mănânc, uite, de exemplu, am făină, uite. Făină, da, da, da. Făină de mălai, zahăr, da. Am aici, uite, ciocolată. Nu știu ce aici, nu mai pot să-mi dau seama, aici iar în asta, nu mai știu iar ce mai este și aici, uite, nu știu ce e aici așa. Orez, da. Na, orez. Ia uite, aici, de exemplu, am de spălat vasă. Ia. Păi și de ce nu ți-i lau? Păi am aceea, păi da, nu mi-a adus. Și am două, mi se pare, nu unul. Și atunci ce-ți mai fac cu toate astea? Da. Și acum astea, este de la copiii aia, dacă da, le ducem la o familie. Și de exemplu, ăstea sunt ciocolatele ăștia care eu nu le mănânc. Atunci ale... Da, câteți că nu mănânc ciocolată. Da, nu mănânc ciocolată. Te agită. Dar, de exemplu, ție nu-ți stă dulce, că eu nu mai puc, dar în momentul când... Nu e bune dacă nu mănânc ceva dulce. Mă, ce pot să zic eu cu dulcele astea? Undeva mănânc și eu, dar nu mănânc ciocolată. Și ce mănânci? Mai mănânc prăjituri, biscuiți, prăjituri care mi-au adus oamenii acum, dar nu pot ciocolate. Ciocolate nu. Deci așa mănânci dulce? Mai mănânc, dar nici asta rar. De exemplu, a fost atunci de Crăciun că am mâncat și acum poate nu mai mănânc, iar am mai mâncat marți, iar tot așa am avut. Atâta, ce biscuiți? Sau te întreb dacă e nu... Păi eu ce pot să zic eu așa, că dacă mai mănânc așa odată la jucătă, când mi se dă, mai iau cear nu. Deci cear nu folosesc. Cear iar nu folosesc și apoi spus eu, din astea, da așa, eu știu, odată la cear și la o lună, chiar și la două, când îmi vine odată pofta, am aceea niște biscuiți sau eugenii sau napolitane, iar mai mănânc... Cam astea, că de exemplu, iar alte cornuri le-au pute cu iară nu prea cu fost. Nu, cornuri de cu ciocolată. Dar sunt și cornuri cu fructe. Bă, ce să zic eu, nici nerea, ce mai mănânc eu, ce mai mâncam, covrigi. Covrigi îmi plac covrigi, și iară, din Piața Mare, îi făceau covrigi acea casă, mă ceam pintir și mi-au luat doi covrigi. Ia să luăm și noi niște covrigi, să-i aducem când mai venim pe la ea. Aici iară, aici iară aveți compot, deci aici aveți compot, aveți, ia uite aici castra, aveți murață, aici ciuperci, uite, ciuperci la borcani, iară ca să mănânce. E o familie la care mă ducem. Astea dulceață de nectarine, iar la fel, apoi aici mazăre, uite, mazăre, eu nu știu ce e asta. Fasole, asta nu-i mazăre. Fasole? Da. Nu știu, că nu le place, eu, de exemplu, aici așa, uite, pasta de tomate. Pasta de tomate, da. Cine, ăștia le dau toate la, ce să fac eu cu atâtea, uite. Aici iară, nu știu, asta nu știu ce e aici și iară. Patie. Nu-i patie. Nu, este... E ceva străin. Nu știu ce e aici. Arată aici la ăla, nu știu ce arată aici. Nu-mi dau seama că e conservă străină. Oare? Da, e nemțească. Nu, e ceva, o combinație de legume. Cred că e o ciorbă. O combinație de legume. Mi se pare că ar fi... A, și asta e gătit? Da, e fasole verde, de vecele, de porun. Da, e pus în tigaie aici, arată tigaie aici așa și o arată aici așa. Eu n-am prea știut așa care e... Eu ce să mai mănânc câte un pateu așa când este, de exemplu, da, dacă se întâmplă... Da, nu înțeleg ce este.
Da, că o desfac ei acolo așa și văd ei acolo, bagă la mâncare ceva, la o fasole, la un... Da, ia acolo așa și pune acolo așa la mâncare. Nu, nu scrie română, că mă uitam să văd dacă scrie ceva. Da. Nu. Nu, de aici, de exemplu, iar... Uite, sunt două porții, cred că ceva totuși ciorbă, că scrie că sunt de două porții, vezi? Da, 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 înseamnă că, înseamnă că este ceva gătit, da, da. Ei, acum aia, că mănâncă ea acolo, când o fi că... Oricât ăștia le-am, acum aproape te-a dus, uite, de exemplu, aici... Pasta de pasta italiană. Da. Pasta de roșii. Pasta de roșii bucăți. Roșii tăiate. Da, roșii tăiate. Da. Păi eu n-aș putea. Păi să poți, de exemplu, trebuie să pui mese cartofi. Lasă așa. Da, acolo să mânce oamenii. Bravo. Lau, mulțumim. Chiar ne era dor de tine. Acum... Îți bași tu buteliață, o instalezi tu acum așa. Acum asta mă instalezi. Dacă mai are una de... O duce noi la tante la magazin. Acum cam... Uite cum mănâncă, ia uite. Da, da, mă supără cu treaba asta. Se mai întâmplă la o. Nu, se întâmplă la o. Se întâmplă. Și ce, eu cred că acum un pic a fost emotivă, cum am luat și uite, să spunem ceva, avem și noi un bișon și se întâmplă câteodată, rar, dar se întâmplă când, nu știu, suntem plecați de acasă, probabil că-i dor de noi, mai face, dar are locui. Asta e, strânge și gata, dar rar de tot, da, se întâmplă. Adică da, nu, aș învăța o să, aș învăța o... Ia-i nisipul ăla, ia-i nisipul. Să ai răbdare, ca și cu un copil, ca și cu un om. Mai ales că ea e mult mai, față de un om, e mult mai ok, știi? Nu trebuie să ai răbdare. Acum iei un șervet, cureți. Și gata. Lau, mulțumim. Îți mulțumim acum frumos. Acum că eu, ce să zic, eu multă de sănătate... De câte ori simți nevoia, ne suni. Chiar dacă noi ne mai luăm cu ale noastre pe acolo și... Na, e serviciu de așa natură, e așa... Dar tu pune mâna și sună-ne. Sau dă un apel. Că de un apel eu văd că... Mai sunat și oricât, te ce se întâmplă, dacă cumva... Dacă cumva mi-apare undeva vreo problemă, vreo situație ca să fie să plec de aici cumva să mă duc în altă parte, o să vă sun ca să când, dacă se întâmplă, spun, să veniți, să luați în administrație. Păi unde să pleci, măi, Clau, mă? Unde să te duci? Găsești ceva tău, mă? Eu am planurile mele, deci nu înțeleg. Știu că ai zis. Eu am planurile mele care le-am eu și știu că eu trebuie trebuie să ajung eu și s-ar putea ca să... Ce știu, acum nu știu când acum pe parcurs, dar da. Eu în mintea mea am ceva, pentru că faptul că stau aici și am suportat atâția ani de zile, deci undeva este și atunci dacă se întâmplă cumva, ne anunț. Când este, atunci vă dau telefon și atunci, da, atunci veni și... Uite, dacă nu-ți mai trebuie, aici dăm tot așa la cineva care nu are. Tot la cineva, acum dacă... Dar vii cu noi! Păi... Să zic că asta a fost Ruta Laurențiu și uite, eu vă dau vouă, că așa e frumos. Păi, nu știu, acum nu știu în preșvarele da, cum o să fie, pentru că o să trebuiască, o să trebuiască să treci prin niște mari probleme. Deci în viitor o să trebuiască să treci prin niște mari probleme. Trebuie să privești cu optimism. O să trebuiască să treci prin mari probleme, dar oricât asta trebuie ca să undeva, dacă o fi la vremea potrivită, să... Lasă-l, până atunci ne suni, vorbim, venim. Așa, până atunci mai... Na, ei, mai și vorbim, la noi. Dar oricât, adică undeva să aveți în vedere treaba asta. Da. Să aveți în vedere treaba asta. Să avem vedere, tu ne mai suni când simți nevoia. Apoi, acum ce pot zic eu, după aceea, dacă este, apoi când acolo luați în administrat, atunci tot așa găseți pe cineva care... Ascultă. Mă gândesc, care tot așa să aibă... Nu mai văd un momentan chestia asta, trăiește clipa. Și ne suni. Fii bine, fii sănătos. Și vorbim. Băi, Georgiana, și cum este omul, așa ai făcut să trăiască clipa. Deci așa ai făcut omul, eu vă spun. Păi... Fiecare că, bă, să trăiesc clipa de față. Dar vei, nu se mai gândea și la viitor. Pentru că oamenii o dată se mai gândea și la viitor, se mai gândea și la alte probleme. Păi, dar omul acum nu, trăiesc clipa, gata. Bun, dar nu, eu încerc să mă gândesc. Acum, astăzi, nu te mai gândi. Acum, îți faci tu activitățile tale. Ba, undeva am un plan al meu pentru viitor, undeva mă gândesc. Păi, dar fii atent, uite, sunt oameni care vor să te cunoască, ce faci dacă tu pleci? Sunt oameni care vor să mă cunoască? O doamnă. Doamne care vor... Păi vezi? Nu știu, uite, poate o doamnă, poate chiar te simpatizează și vrea să stea aici cu tine. Tu te mai gândești la plecat. Atunci dacă cineva vrea să stea cu tine și o să te iubească, ce să te gândești? Chiar avem o doamnă care ne tot cere telefonul tău, care vrea să vorbească cu tine. Păi acum, că dacă dai telefonul, dacă... Dacă tu vrei? Dacă tu vrei, doar cu acceptul tău. Poate da, poate să... Doar cu acceptul tău, dău. Că dacă vrea să vorbească, să vorbesc cu ea... Dar asta o să zic, nu te mai gândi atât de departe, când uite, poate sunt femei care vor să-și facă familie alături de tine. Poate chiar sunt femei care vor să vină aici cu tine. Și vă gospodăriți aici.
nu pot să-mi dau seama, acum voi ziceți treaba asta, dar e greu ca să poți să găsești acum în societatea nu se știe. Care... Uite, avem o doamnă care vrea să te cunoască și vorbim serios. Păi e vrea să mă cunoască, dar ea undeva nu-și dă seama de situația asta care, da, care de bine este că acum. Da, tu acum spui așa, poate nu-și dă seama, dar dacă ea zice, la unul poate nu-și dă seama că eu chiar îmi doresc, poate să zică și acea femeie la fel. Da, păi acum, deci, da, acum, acum ce pot să zic eu, acum depinde, cu toate că știu că acum, general, femeile nu mai acceptă undeva viața asta retrasă, așa, nu mai acceptă viața asta undeva care să, adică undeva preferă să fie într-un sat, preferă să fie undeva în mare, majoare, multe preferă la oraș. Să zic ceva, mai sunt femei care caută simplitate. Care caută dragoste, cum ziceai tu, care caută respect, care caută, uite, mă trezesc dimineața, mă gospodăresc aici cu omul meu, nu știu, facem mâncare, facem ceva, dar mai sunt femei, să știi. Acum, eu vreau să spus, mai sunt oameni. Nu pot să zic așa, mi-a spus cineva iară că este o femeie pe aici, iară, prin zona asta, iară că, ce știu, acum nu pot să zic că i-a murit bărbatul, acum ea e doliu după bărbatul, dar acum, pe parcurs, după ce ar fi, zice, ca să... Bă, de ce pot să zic eu, că s-o cunosc cumva, păi, că i-a spus de mie, că stau aici, deci, ce pot să zic eu, i-a spus, ia că uite, acum, că, da, vara mai stați aici, iarna mai stați acolo, înțelegi? Păi eu, ce pot să zic eu, nu poți să stai prea mult aici, undeva trebuie să te gândești și la faptul ăsta, stai aici, dar trebuie să te gândești undeva să și lucrezi, vezi? Adică undeva Bravo. Trebuie să gândești și la treaba Bravo. Asta, adică să lucrezi, să poți să ai posibilitatea cu care să trăiești. Să te întreții. Să te întreții, că vezi acum, eu vorbesc cu ea, dar eu trebuie să-i pun și problema asta, ca cum ar fi oricine. Bă, omule, dar stai puțin, tu bine, te gândești la treaba asta, dar gândește că atunci trebuie să ne gândești și la niște probleme din astea, că trebuie exact, să ne întreții. Exact. Că eu singur, na, eu singur acum, tu te gospodărești mă gospodăresc cum pot eu, că na, mă duc o dată în zi sau mă duc, vezi că ne-ești doi, atunci e altă treabă, te culci unul cu altul, sunt nevoia să mănânci mai mult, mai multe lucruri care, păcând așa singur, na, e cum e vorba, mai stai și așa, dar vezi, la două persoane atunci trebuie să te legăști. Acum ce pot să zic eu? Ciu. Dar dacă ești de acord, lui îți poate da numărul de telefon. Da, pot să-i dea numărul de telefon așa ca să pot să vorbesc cu ea așa și să... Păi da. Da, că da, să comunic cu ea, să vedem ce... Corect. Cam ce... Că discutăm, nu vedem acum omul. Ce viziune are, păi, așa nu? Cum vede lucrurile, ce pot să zic eu acum? Rămâne la alegerea omului ca să vede, adică undeva au văzut reportajele așa care sunt aici cu mine, aici acum în condițiile tale tot. Stau eu și undeva trebuie să fie... Așa trebuie să spun să-mi întrebare, că femeia văzându-te și știe cum stai și așa, dacă vrea să da. Și cunoască, înseamnă că ea știe deja cum ești tu și cum stai. Înseamnă că totuși n-ar fi împotrivă să stea aici cu tine, da. Mă treci? Da. Dar asta e decizia ta, tu știi, tu da. Vorbești, cunoști. Să mergem tu, să ducem... Mergem să ducem astea, mergem să ducem butelea, că ne-așa pe femeia acum, ce cu ea. Să zic eu. Lau, îți mulțumim. Vă urez sănătate și ne suni, că sunt nevoia ne suni. Acum ce pot să zic eu? Să dea Domnul mai bine la toată lumea și să... Corect. Să ne vedem cu bine.